Hristos a înviat! Gheorghelor să fie cu Sfântul lor de astăzi, Sfântul Moșnic Gheorghe, care este purtător de biruință. Sfântul Gheorghe, purtător de biruință. Pentru că a biruit rău. De cât în aceea că el a fost ucis, el a fost prigonit, a fost muncit, a fost chinuit, însă el a biruit prin asta, a biruit credința. El era generalul împăratului Diocletian. Diocletian, undeva vreo 15 ani în domnul, la Roma, deodată el era către creștinism așa loial, adică nu prefigonie, el de voie. Dar odată cu vârsta, odată cu bătrânirea lui, s-au creat niște idei în capul lui, că creștinii vor să ucidă pe dați. Că ea că se ies pe dușmanii între păgâni și creștini, și nu numai de creștini ar stemi, dar cei din stemi de moarte. El s-a conjurat cu pază, cu una, cu alta. Printre altele, Sfântul Gheorghe, mucenicul Gheorghe, el a fost general în corpul de pază a împăratului. Ca gardă de trupa împăratului, el era ședânsul mai mare, Sfântul Gheorghe. Părinții lui au fost creștini, mama lui era din Palestina, tatăl lui era din Capadocia, și acolo a trăit în Capadocia, dar și-a murit tata, apoi s-a mutat cu mama în Palestina, și acolo și este moaște lui, s-a în Palestina, Israel. Orașul Lindă, undeva, pe la Tel Aviv, pe mai spre sud, acolo se află moaștele Sfântului Gheorghe, Mucenic Gheorghe. Așa, dar iată că el, fiind la jumătatea împăratului, și văzând și împăratul, pe la anii 300, la 1990, până la 305 undeva, în 2000, împăratul Diocletian. Și pe la anul 303, el a declanșat prigoană împotriva creștinilor. A făcut adunare în senat, cum se face de obicei, și a spus de azi înainte, vă dau voie, puteți creștinii să-i prindeți și să-i ori la moarte, ori să depe pe creștinii. Și la Gheorghe, care era acolo de mâna lui Great, a spus, eu nu pot să merg la asta pentru că sunt creștin. Ce vorbește de asta? Cum ești creștin? Dar cum așa? Dar mai gândește, mai nu știu cum, dar nu s-o mai răzgândit. O pot să-i închisoare, mă început să-l spare, mă început să-l, așa, cu câte ceva să-l sau de jurie, sau de o muncă, cu nu știu ce, cu detenții de viață, dar el nu a primit nici asta. Pe urmă, a recurs la măsuri mai cardinale, împărat de puția, a fost tras pe roată, a fost încălțat cu cizme de fier, în talpa căruia s-a aflat țâncul. Trebuie să mergi cizme de fier, să înroșe un foc, anipuiți-vă și ce muncă trebuie să fie asta. Să înroșe un foc și încălța cizme de fierea, trebuie să mergi cu dânsul, să mergi cât. Păi și pica, pica fără proștiință îți vede de la munca asta. Am fost aruncat în groapa cu var și nimic nu a putut să-l oprească ca să-l întoarcă de la credința în Hristos. Și credința lui, mă întreb eu, și credința lui. Că noi ne cumpără pe trei catolici, ne cumpără, care da. Dacă vin baptiștii, ne cumpără baptiști, dacă vin să le deie voie la musulmani și ei ne-ar cumpăra, să aibă zilei cu bani și că vădăm pensii, vădăm asta, să duc, mă gândesc că m-am mărat majoritatea sunt ucite. Iată și la nimerent din și Sfânta Barbara, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, da, alți mucenici. Eu a fost ostaș, ei sigur luptau, ei vedeau sângele, ei vedeau și coastă omul, omul coastă nică la luptă război. Război și ea că nu e aici, așa modicat și mort, l-ai îngropat și gata. Ei știu că prețul vieții e foarte, e prea puțin, e prea ieftin viața omului. El nu coastă nimica, nimica nu coastă. Dar noi ne prețuim viața foarte mult, pentru că noi suportăm ca un milion de ani și pentru milionul ăsta de ani, că facem multe păcate, că ne facem gospodării, ne facem strahovcă pentru una, pentru alta, ca și garantați. Și ei mergeau la moarte, iată. O mers, la moarte. Pe steagul, la multor popoare, stema lui Moscovei, Sfântul Gheorghe, stema cel mare, știți, stema cel mare, pe steagul lui, a făcut icoana Sfântului Gheorghe. Acum se steagul Sfântului Cera cel mare se păstrează la Mutireanț, mănăstirea Zografu, sau mi se pare, la Zografu se păstrează. L-au dus în Moldova, a fost tot în Moldova, pe vremea, nu știu cui, am apelație, și m-au dus la noi, un stat, la muzeu, acolo, parte de vreme. Și pe dânsul scrie așa, Sfântul Ștefan o spus. Eu nu vă pot spune că acolo textul e mare, dar cam în trei cuvinte așa o spus. Sfinte Marimucenice Gheorghe, roagă pentru mine și pentru țara mea să ne păzească Dumnezeu de tot răul și de toate celea
și câteva cuvinte cum voi scris acolo. Iată Sfântul Ștefan, acolo este scris icoana lui. Cu icoana Sfântului Gheorghe, iată, i-a îngajat la lupte. Acum sunt și olimpice cu medalia asta Sfântului Gheorghe. Era medalia Sfântului Gheorghe și medalia asta de Ucană, care e cu Iegru și Gavă. A și politică fac apuiancă, deci o poartă, nu știu ce, nu și ce amestecați voi una cu alta. Așa e mona și asta e tot alta, nu fășeți bără și biserica în politică, ca cu pangli, cu simboli, cu nu știu ce. Dar noi ce simți Sfântul Gheorghe, care e purtător de biruință, el se asimilează cu ziua biruinței, ca și când luni sau când e 2 mai, se asimilează cu asta. Că de fapt e războiul la Germania l-a terminat mai devreme, dar nu vreau să coincidă spăincide terminarea războiului cu ziua Sfântului Gheorghe. Mă rog, vreau să-ți treacă, spune și asta. Și-o trebuie cum mai departe. Jucov era și el Gheorghe, de spate. De spate, dar e o politică, a mesticat politică, după aceea. Iată, asta a făcut cu Sfântul Gheorghe pentru credință. Și-o dat viața tânăr fiind, nici nu era căsătorit, nici nu avea familie, dar tot viața lui, tot dragostea lui, a dat lui Hristos. Spune, în viața Sfântului se spune că au crezut odată, văzând moartea Sfântului Gheorghe și cum mor mucenicii, au crezut împărăteasa Alexandra, care este soțel de Diocletian. În alte surse se spune că e pe urmă pătimit, dar ei pusă și ea odată cu Sfântul Gheorghe, în calendare, e scrisă și Sfânta împărăteasa Alexandra, care, dar mulți oameni, cred eu, când vedeau cum mor mucenicii, lactanții, el pomenește despre asta, lactanții, el a fost un învățător chiar la vârsta lui Diocletian. Lactanții au învățat cărți, are scris cărți despre istoria bisericii. Și el spune despre fobia asta lui Diocletian de moarte, el strive de moarte tare. El propune că și prigoana împotriva creștinilor, el a ridicat-o din pricina stimei de moarte. Dar degeaba, că nu a scăpat de moarte, a murit în chinuri strașnice, după ce v-a ales pe jidere sau Galeriu, Galeriu l-a ales împărat, dar Galeriu a se împărățească odată cu împăratul Constantin. Și a să mai treacă câțiva ani de zile și a zis Constantin la putere și a să elibereze creștinismul. Și de la dânsul și până în ziua de azi, creștinismul, iată, este liber, comparativ liber. Pentru că în alte țări se prigonește și la noi sunt prigonit, știți, nu au fost liber 70 de ani, noi nu putem să ne rugăm deschis în bisericile noastre. Acum, slava Domnului, avem toată libertatea pentru a mărturisi credința, dar, din păcate, atunci când mărturisesc foarte, foarte mulți, atunci ei se scade. Atunci prețul credinței se diminuează, slăbește. Atunci când credința este prigonită, atunci creștinii se arată să șer și rămân doar acei care au credință și rămân la sfârșit. Eu cred că a să mai vine cu prigoanea asupra bisericii noastre. O să mai fie numai decât. Biserica o să fie prigonită. Și acum era ar fi pregolită, dacă noi am ascultat dreptatea așa cum este el, dacă noi am luptat împotriva nelegiuirii, împotriva răutății, noi vedem politica asta pe care răutăți se face. Dar biserica se conformează și cu poporul, pentru că poporul și este biserica, iată, și conformează. Biserica nu e numai templul ăsta, tărie, dar biserica o formăm noi, împreună cu preotul, cu metropolitul, cu Sfânta Scriptură, cu canoanele bisericii, iată, în regimea ei, asta și este Biserica lui Hristos. Vă dăi Dumnezeu sănătate la toți. Ne rugăm Sfântului Gheorghe să ne păzească de toate răutățile care vin asupra noastră. Să dea biruințe în război, să dea biruințe creștinilor asupra neajivărului. Și să ajungeți la mulți ani pe sărbătoarea Gheorghe Ivanovici și Gheorghe și toți ceilalți care sunt aici și poartă numele acestui mare mucenic. Hristos a înviat! Hristos a înviat!